În cadrul ședinței Comisiei Județene Suceava pentru aplicarea legii cu numărul 9 din 1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării tratatului dintre România și Bulgaria și a legii cu numărul 290 din 2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, desfășurată la sediul prefecturii, au fost analizate 31 de dosare depuse, informează prefectul Florin Sinescu. Au fost aprobate două dosare depuse în baza legii cu numărul 9 din 1999 cu rapoarte de expertiză, cuantumul total al despăgubirilor fiind de 175.267 de lei. Pentru 27 de dosare cu rapoarte de expertiză depuse în baza legii 290 din 2003, cuantumul despăgubirilor este de 2,04 milioane lei. Prefectul a declarat că în acest moment la nivelul Comisiei Județene activează o singură comisie tehnică de experți pentru ca evaluările prin care se stabilește valoarea despăgubirilor pentru terenuri, recolte, construcții cu destinație de locuință și anexe gospodărești, despăgubiri acordate în baza cererilor depuse în baza legii cu numărul 9 din 1998 și a legii cu numărul 290 din 2003 să se efectueze în termen util. S-au făcut demersuri către 6 instituții descentralizate și deconcentrate din județul Suceava în vederea desemnării unor persoane care să efectueze evaluări. Demersul vine în întâmpinarea doleanțelor exprimate atât în scris cât și cu ocazia audiențelor de persoanele îndreptățite în baza acestor legi. La nivelul instituției prefectului se înregistrează anual sute de petiții, memorii, sesizări, audiențe, notificări, completări, având ca obiect dosarele privind acordarea de despăgubiri în baza legilor speciale indicate.